Centrele de vaccinare din incinta școlilor din Iași se vor închide. Primarul Iașului Mihai Chirica a precizat că decizia a fost luată împreună cu reprezentanții DSP, după ce multe dintre centre nu aveau nici măcar 10 persoane pe tot programul de funcționare a centrului, iar în altele chiar nu se mai simțea deloc prezența celor care doresc să se vaccineze. Împreună cu Direcția de Sănătate Publică am decis închiderea centrelor de vaccinare organizate în interiorul școlilor, practic scoaterea echipamentelor, dotărilor care au funcționat în sălile de sport. În momentul de față, dintre spațiile puse la dispoziție de către municipiul Iași, a mai rămas doar cinematograful Victoria ca și centru de vaccinare, pe o perioadă de timp probabil limitată până când va fi scoasă complet starea de alertă. Celelalte școli care mai rămăseseră reprinse, cum ar fi Bârsănescu, Călinescu, Hajdău, școala Waldorf, au fost liceu Negruții, Eminescu, în fine, au fost scoase complet din rețeaua centrelor de vaccinare.